vederea deschiderii acestei noi creșe în municipiul Brăila ca urmare a nevoii unui număr foarte mare de cetățeni care au solicitat să avem mai multe creșe în municipiul Brăila. Este o creșă construită cu fonduri europene, foarte necesară, într-un cartier în care nu erau astfel de creșe, în zona Vizirul Radu Negru Buzăului. Urmează o nouă creșă să fie construită pe strada Cezar Petrescu, care va deservi cartierele Pisc, Brăilița, Progresul și parțial Vidin. Și vestea bună am primit-o în cursul zilei de ieri, fiind aprobați indicatorii tehnico-economici la creșa care va fi construită de către CNI în curtea Liceului Nenițescu sau a Liceului de Chimie, cum cunoașteți majoritatea dintre dumneavoastră. Sunt creșe absolut necesare în municipiul Brăila și din acest motiv am intervenit suplimentar, dar foarte tardiv, pe ordine de zi și aș dori să vă gândiți și să votați acest proiect, pentru că este necesar să poată fi angajat personalul care va deservi această creșă în proporție de 95% cadre cu specializare în domeniul copiilor, educării acestora.